Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre unghi exterior unui triunghi. Să facem cunoștință cu Andrei și cu colega lui Sara. Cei doi copii au învățat la școală despre triunghi și au văzut că acesta are trei laturi și trei unghiuri. Ei și-au pus problema: dacă prelungesc laturile triunghiului ABC, nu cumva se formează și alte unghiuri? Andrei se întreabă: dacă măsura unghiului A este de 52 de grade, măsura unghiului B este de 75 de grade, pot cei doi copii să măsoare, să calculeze unghiurile care mai apar pe desen? Sara se întreabă: oare de câte unghiuri este vorba în total? Să vedem ce înseamnă unghi exterior unui triunghi. Se numește unghi exterior unui triunghi unghiul care este adiacent și suplementar cu un unghi al triunghiului. Deci, în cazul nostru, avem triunghiul ABC. Unghiul C, ACB, este unghi interior triunghiului, iar unghiul ACD este unghi exterior triunghiului, pentru că este adiacent cu ACB, deci au în comun latura AC, și unghiul ACB plus ACD, suma lor este 180 de grade. Măsura unui unghi exterior unui triunghi este egală cu suma măsurilor unghiurilor interioare neadiacente cu acesta. Deci dacă unghiul ACD este unghi exterior triunghiului ABC, atunci măsura unghiului ACD va fi egală cu măsura unghiului A plus măsura unghiului B. Să și demonstrăm acest lucru. Deci, avem triunghiul ABC și știm că în triunghi suma măsurilor unghiurilor este de 180 de grade. Deci, unghiul A interior plus unghiul B plus unghiul, haideți să-l notăm C1, unghiul interior triunghiului, egal cu 180 de grade. De aici ne rezultă faptul că unghiul A plus unghiul B va fi egal cu 180 de grade minus măsura unghiului C1. Dar unghiul C2 este unghi exterior triunghiului ABC și am văzut conform definiției, deci dacă C2 este unghi exterior triunghiului ABC, conform definiției, C1 plus C2 au împreună 180 de grade. Deci sunt unghiuri adiacente și suplementare. Asta înseamnă că măsura unghiului C2 va fi egal cu 180 de grade minus măsura unghiului C1, unghiul interior triunghiului. Atunci, din cele două relații, 1 și 2, observăm că avem 180 de grade minus măsura unghiului C1 și la relația 1 și la relația 2, înseamnă că măsura unghiului C2 va fi egală cu măsura unghiului A plus măsura unghiului B. Deci, unghiul exterior triunghiului ABC, unghiul C2, este egală cu suma măsurilor unghiurilor neadiacente, nealăturate cu acesta, ceea ce trebuia demonstrat. Revenind la problema noastră, dacă avem triunghiul ABC cu unghiul AD 52 de grade,
iar măsura unghiului B de 75 de grade, să calculăm măsura unghiului ACD, deci este vorba de unghiul exterior triunghiului ABC. Deci, știm că, observăm că unghiul ACD este unghi exterior triunghiului ABC. Asta înseamnă că măsura lui este egală cu suma măsurilor unghiurilor neadiacente cu acesta. Deci e vorba de unghiul A plus unghiul B, unghiuri interioare triunghiului ABC. Unghiul A are măsura de 52 de grade, iar unghiul B are măsura de 75 de grade. Suma ne dă 127 de grade. Să vedem câte unghiuri exterioare are de fapt un triunghi. Păi dacă considerăm fiecare vârf în parte, acestea putem prelungi laturile triunghiului și în acest fel se formează la un vârf două unghiuri exterioare. Deci în total, un triunghi are 6 unghiuri exterioare. Dar cum sunt acestea? De exemplu, unghiul A1 și A2 sunt unghiuri congruente, fiind unghiuri opuse la vârf. La fel și B1 cu B2, respectiv C1 cu C2. Suma măsurilor unghiurilor exterioare unui triunghi este egală cu 720 de grade. Deci suma celor 6 unghiuri ne dă 172 de grade. Cum arătăm acest lucru? Cum demonstrăm? Păi dacă avem triunghiul ABC, am văzut că unghiurile A1 și A2 sunt congruente fiind unghiuri opuse la vârf, la fel B1 cu B2, respectiv C1 cu C2. De asemenea, am văzut faptul că unghiul exterior A1 este egal cu suma măsurilor unghiurilor neadiacente, nealăturate cu acesta. Deci măsura unghiului B plus măsura unghiului C. La fel și pentru B1 și C1. Dacă adunăm relațiile, obținem faptul că măsura unghiului A1 plus măsura unghiului B1 plus măsura unghiului C1 egal cu. Observăm că unghiul A ne apare de două ori, B-ul la fel, C-ul la fel. Deci putem să zicem 2 pe lângă unghiul A plus unghiul B plus unghiul C. Dar acestea sunt unghiuri interioare triunghiului, deci înseamnă că suma măsurilor lor este de 180 de grade. Și atunci 2 ori 180 de grade ne dă 360 de grade. Cu cât o să fie egală suma măsurilor unghiurilor exterioare? Toate unghiurile exterioare. Deci avem unghiul A1 plus A2, cele cu vârful în A. Unghiul B1 plus B2, cele cu vârful în B. Respectiv C1 plus C2. Dar acestea sunt două câte două congruente, A1 cu A2, B1 cu B2, respectiv C1 cu C2, fiind unghiuri opuse la vârf. Și atunci obținem de două ori unghiul A1 plus 2 ori unghiul B1 plus 2 ori unghiul C1. Îl dăm pe doi factori comun, pe lângă A1 plus B1 plus C1. Dar am văzut adineauri că suma măsurilor unghiurilor A1 plus B1 plus C1 este 360 de grade. Deci 2 ori 360 de grade obținem 720 de grade. Ceea ce trebuia demonstrat. Dacă doriți să rezolvați,
Aveți aici două aplicații. Copilașii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează succes în rezolvarea problemelor. Vă mulțumesc și eu pentru ajutor. Pe data viitoare. La revedere!